arăt foarte bine și m-au rugat să mă ridic în picioare să mă vadă pe de-a întreg. Așa că o să vă fac această bucurie și vouă, fetelor, și vouă celor de acasă, pentru că o să merg lângă Luiza Bucur. Asta e, domne, în bună, sfârșit, Luiza. Un om serios. Bună dimineața. Așa. Nu arăt dacă... superb. Sunteți pregătiți? Voi înțelegeți că sunt oameni care au mai văzut emisiunea asta și care știu că tricoul ăsta nu era așa? Eu, de exemplu. Da? Și că eu mi l-am tăiat special pentru această zi. Vai, și l-am pregătit. Adică eu pentru tine, Luiza, și pentru voi, ce nu fac să avem o rundă de sport extraordinară ca în fiecare zi? Exact, să motivăm, să facem sport, să mulțumesc fim fericiți. Mulțumesc că mi-ai lăsat gantele astea mari îmi plac și foarte grele. Mult brațele tale. Mulțumesc frumos. Dar să știi că și pentru mine s-o revelație. Superbe. Nu așteptam să fie așa. Superbe. Mâine poimine apare în bustieră și vedem pătrățele pe abdomen. Da, sunt foarte mulțumit. Hai. Hai. Știi ce ziceam că facem? Ce facem? Ziceam că facem biceps. Știi? Și triceps. Asta l-am ales pentru tine special. Acum îți dai seama, exerciții pentru biceps, triceps. Ce faci și rubel? Nu nimeream invers acolo. Așa. Mamă, super ești. L-am ales pentru tine pentru că știi că așa o mișcare din șold frumoasă, nu știu cum. Push unde me, e? And then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Ia uite. Bun, super, deja am nimerit, nu? Păi de ce mă chinuie aici și voi râdeți? Eu cred că fac ceva foarte serios. De invidie. Da, 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 foarte frumos și foarte serios. Și așa. Am spatele drept. Hai, încă o dată, Bogdan, încă o dată. Am spatele drept și rămân aici. Bogdan. Așa, deci, hai. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction. Next. Ai văzut cât de amuzant poate fi sportul? Poate fi amuzant și poate fi foarte util. Ce mai lucrăm? Da, că sportul era amuzant aici. Fiți atenți la triceps. Fiți atenți, acum s-a terminat. Aici, spate drept. Și aici. Merge și atât, Bogdan! Bogdan, te rog, încă o dată te-ai clar. Nu mai pot încă o dată. Spatele drept. Cotul înapoi. Și cotul înapoi. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction. Pregătiți? Gata, e ok. Ce frumos. Aolo. Cum e? Bam! Bam! Bun, hai să fim un pic serioși. Totuși, îmi place da. Așa, îmi place neserioși, îmi place. Spatele drept, iată cum fac la asta. Trag și stop. Trag și stop. Când spuneam să fim serioși, mă gândeam că acasă putem face exercițiile cu ce șurub? Cu două sticle de apă. Pline cu nisip sau apă. Da. Da. Sau cu săculeții de nisip. Sau cu ganterele, ar fi ideal. Și mențin spatele drept. Putem mențin. Mențin. Vă dați seama cum aș schia eu așa? Așa. Aceste exerciții le pot face de 3 ori pe săptămână, serii de 20-30 de repetări. Le pot combina cu plie, cu fandat. Uite, biceps, da? Să nu mă plictisesc, stau așa, fac doar biceps. Învăț mișcarea foarte bine și o combin cu alte exerciții, bine? Ok? Mă simt foarte bine, Luiza. Triceps? Hai, mai faceți un pic, hai. Hai. Și originalul acum. Perfect. E totul din ochi. Ochii mei sunt aici. Satisfaction. Bun. Uite că știe, el știe. Da, la următorul. Sincron, hai și tu. Da, dar eu nu pot să fac așa. Uite, eu nu pot face așa ceva. Ia uite, acum vine. Astăzi ești în forma ta maximă, de când te cunosc, azi e super puiul! Ce-ai pățit? Ce-ai băut? Ce-ai mâncat? Excelent! Fii atent, hai să ne distrăm acum, vrei? Cu o mână bun. Fac triceps, cu o mână fac biceps. Hai mă, puiul! Da. Îndoi genunchii, lipește aici, da? Și fii atent! Biceps, ce faci? Păi simplu. Tu vezi chiar mai știi? Nu e bine, uite că vreau să ai cotul lipit de ureche în spatele. Ce faci? Hai, puiul. Vezi să nu-ți faci nod, auzi. Hai, puiul, asta rămâne aici. Asta, hai, și acum, simultan. Și concentrați, te întind o pastă în tavan. Și asta da. Se dezdoaie, puiul. Hai, și
Ce faci? Mi s-a stricat puiul. Gata. Atenție, eu sunt foarte bun la exerciții de fitness. Problema mea e la coordonare, atâta tot. Așa este. La asta încă mai lucrez un pic. La același timp trebuie. Acum ar merge melodia ta, să vedem cum, cum e coreografia. Ia. Nu, arată urât, așa nu-mi place. Hai să-ți arăt și pe saltea, vrei? Te rog, că poate o dregem. Triceps pe saltea. Cu palmele. Poate o dregem. Hai. Nu știu dacă mai poate fi ceva în acest moment. Uite, spate drept și când am coborât în flotare, am dus coatele lipite de trunchi înapoi, da? Păi nu. Ele trebuie să fie lipite, să meargă aici înapoi. Bine? Hai. Uite așa. Și sus. Perfect. Coate înapoi, nu lateral. Mamă, nu l-a certat atâta, Luiza. Niciodată nu l-a certat atâta cu caz. Nu l-am certat, Doamne, cum să-l cerc? Așa pare. Uite, asta e cu puși. Pe când totul, Luiza? Atât. Hai și aici, șuru, uite, ia uite. Cu spate drept. Ai văzut ce frumos poți lucra brațele? Da. Păi da, dar lucrezi. Stai că-ți lipsea obiectul muncii. Mergeam, mâna mergea, nu avea treabă. Ok. Și vrei să mai râdem un pic? Da. Tot pe coordonare. Vrei? Hai că-ți pun muzică și pentru următorul exercițiu. Ia. Ce-i dăm? Fii atent, șurubel, trebuie să te concentrezi. Te concentrezi un pic. Nu este greu. Măi, pentru mine e foarte ușor să mă concentrez. Concentrează-te un pic. Cred că telespectatorii deja au o problemă să se concentreze. Uite, ăsta este tricepsul pe care fac din culcat pe spate. Am coatele întotdeauna spre tavan, nu-mi dau cu gantele în cap sau în dinți. Da. Păi uite, fă ca mine. Coatele tot timpul sunt spre tavan, pulțul. Așa. Și în timp ce fac ăsta, ia uite. Hai, dau cu muzică? Dar n-a văzut, păi uite-te la picioarele mele și picioare. Coatele rămân spre tavan, puiu. Puiu! Puiu, stai așa. Fața, nu-i vedem fața, asta ne încurcă. Rămâi aici, hai, și sus. Și sus. Bravo, puiu, hai. Bravo, puiu. Ia uite-l. Bine, rămâi cu brațele așa, ridică picioarele și pedalează, fă bicicletă, picioarele la hai. Hai, ridică brațele. Așa, puiu, așa. Hai, pedalează. Păi fă tricepsul, mamă. Hai, așa. Hai că l-am chinuit azi. Să știi. Bravo. Bravo, Subo. Bravo. Yes! Bravo, mi-a plăcut. Luiza. Da, Suru. Simt că n-am făcut ce trebuia. Pune-te un ultim exercițiu așa, care să mă întrebuințeze și pe mine, ca lumea, că așa... Aici? Asta era? Hai. Dar știi cum e asta, fără fund. E numai din brațe, că lucrezi tricepsul, bine? Hai. Sus și jos, hai amândoi, sincron, și cobor. Uitați-vă că știe, dar de ce faci așa? Lasă fundul doar din brațe, flexie, extensie de braț pe antebraț, așa, coate înapoi, spate drept. Hai, e bine. Încă 10. 3, 4, 5, hai, 6, 7, respiră, 8, 9 și 10, șurubel. Bravo. Nota 10 asta, șurubel. Bravo. Ești o inspirație pentru noi și o legendă. Ești un om special, șurubel. Ești minunat, ești adorabil. Luiza. Să stai toate mânecile la toate tricourile. Și cu nevoi speciale. Ce facem data viitoare, Luiza? Data viitoare ne vedem luni, nu? Da. Facem ceva ușurel? A, tu cu mine faci? Da, îți facem ceva ușor. Uite, tu vei sta pe saltea. Iar eu îți voi întinde toate grupele musculare mari, astfel încât cei de acasă să învețe cum pot face cu soțul, soția, copiii stretching de relaxare. Deci tu nu faci nimic, fac doar eu. Și dacă n-am grupe musculare mari? Vreau și eu. Grupă Luiza, vreau și eu luni. Uite, vrea și Adela luni. Vrei și tu, ai grupe musculare mari? Vreau și eu. Da. Bine, păi dar nu poți să faci doar tu. Ba da, pentru că o ajută Bogdan. Bogdan este exact. Cel de acasă. Da, cel care privește la mine și el o întinde pe Adela, eu îl întind pe șurubel. A sunat extraordinar de dubios, dar cu siguranță așa vom face. Da. Abia aștept. Luni urmează să mă întindă Bogdan, ca să, nu? Asta da. E concluzia până la urmă, stretching. Nu eu am ales viața asta m-a ales pe mine. N-am ce să fac. Da, perfect, luni ne vedem, Luiza. Ești minunat, cu drag, ne vedem luni.